îți mulțumim. Aparatele care testează șoferii pentru consum de droguri își arată din nou eficiența precară. Sunt câteva cazuri recente în care, deși polițiști au anunțat că persoanele care au provocat accidente rutiere erau sub influența substanțelor interzise, analizele de sânge au arătat că, de fapt, ei s-au înșelat. De altfel, la nivelul poliției este cunoscut faptul că 40% dintre rezultate sunt fals pozitive, iar aparatele pe care le folosesc de calitate îndoielnică. Aparatele antidrog folosite de Poliția Română au ca scop detectarea substanțelor interzise din corpul șoferilor, o unealtă pe care agenții o folosesc cu încredere, dar care s-a arătat în nenumărate cazuri că nu este și eficientă. Acest lucru i s-a întâmplat și lui Alin, campion național la motocross. A fost oprit de poliție și testat antidrog, rezultatul fiind pozitiv. Nu mi-am venit să cred, două zile nu am dormit, adică eu știu că sunt nevinovat aici și pozitiv. A fost un șoc pentru mine. Când am fi corect aparatul, a dat eroare, am auzit că s-a mai întâmplat acum. A fost eroare de la ei. Așa se face că din campion național, Alin a fost catalogat ca fiind un drogat. Știind că n-a consumat nicio substanță interzisă, tânărul s-a dus la INML pentru analize de sânge, care au scos la iveală faptul că testul efectuat de polițiști a fost doar încă un fals pozitiv. Motiv pentru care tânărul a decis să dea în judecată IPJ Giurgiu. Am așteptat, cred, un rezultat de la INML, au și negativ, nu mă droghez, nu m-am drogat niciodată. Nu este un caz singular. În Brăila, datele inițiale indicau faptul că o șoferiță drogată a ucis un minor. Însă ancheta a scos la iveală faptul că accidentul a fost de fapt provocat de pasagerul mașinii care a făcut schimb cu femeia imediat după impact. Mai mult decât atât, analizele la sânge au arătat că femeia nu consumase nicio substanță interzisă. Femeia care se afla la volanul autoturismului a fost testată cu aparatul drug test, rezultatul fiind pozitiv. În urma analizelor efectuate de către IML Iași, rezultatul a infirmat faptul că se afla sub influența substanțelor psihoactive. Parcă simt eu ceva bun. Nu știu, așa zic. Cred că simt ceva bun. Aceeași imprecizie a testelor a cauzat o problemă și în cazul fostului șef BBCO București, bărbatul care a provocat un accident mortal în capitală. Deși inițial a fost depistat pozitiv la drug test, rezultatele de la INML au demonstrat că nu se drogase. O statistică arată faptul că 40% dintre drug testele efectuate au ca rezultat un fals pozitiv.